Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu locui în casa dușmăniei. Orice amărăciune să piară din mijlocul vostru. Efeseni capitolul 4, versetul 31. În anul 1882, un om de afaceri din New York, pe nume Joseph Richardson, avea o fâșie îngustă de teren pe strada Lexington Avenue. Avea 1,5 metri lățime și 30 de metri lungime. Un alt om de afaceri, Hyman Sammer, avea o parcelă de mărime normală situată lângă cea îngustă a lui Richardson. Dorea să construiască apartamente cu vederea la stradă, așa că i-a oferit lui Richardson $1,000 pentru fâșia lui subțire de teren. Richardson s-a simțit profund ofensat de oferta modestă și a cerut $5,000. Sammer a refuzat și Richardson l-a făcut avar și i-a trântit ușa în nas. Sammer a presupus că acel teren va rămâne liber și i-a spus arhitectului să proiecteze clădirea cu ferestrele spre terenul lui Richardson. Dar când Richardson a văzut clădirea finalizată, s-a hotărât să blocheze vederea. Nimeni nu va putea să se bucure de o vedere liberă spre terenul său. Așa că Richardson, al nostru, la 75 de ani, a construit un bloc de apartamente pe terenul său cu lățimea de 1,5 metri, lungimea de 30 de metri și cu 4 etaje. La finalizare, el și cu soția sa s-au mutat acolo. Numai câte o persoană pe rând putea să urce scările sau să treacă prin hol. Masa pe care mâncau avea o lățime de 45 de centimetri. Un reporter de la un ziar, puțin mai dolofan, a rămas blocat în casa scărilor. Și după ce doi locatari au încercat fără succes să-l împingă pentru a-l debloca, reporterul a reușit să iasă numai după ce s-a dezbrăcat. Clădirea a fost poreclită Casa Dușmăniei. Richardson și soția sa și-au petrecut ultimii 14 ani de viață acolo. În 1915, clădirea a fost dărâmată. Morala? Amărăciunea zidește o casă a singurătății în care este loc numai pentru o persoană. Viața locatarilor săi se reduce la un singur scop, să facă pe cineva nefericit. Și reușesc, pe ei înșiși. Deci, orice amărăciune să piară din mijlocul vostru.